Varianta Delta a coronavirusului a ajuns și în Maramureș. Până în acest moment, 5 persoane au fost confirmate cu această variantă a coronavirusului, considerată mult mai periculoasă. Persoanele infectate cu varianta Delta sunt venite din străinătate, iar acum sunt spitalizate. Între timp, autoritățile continuă procesul de vaccinare și spun că este important să se imunizeze cât mai multe persoane. Ce văd la acest moment este necesitatea de a lucra împreună cu populația, cu toți, ca să continuăm vaccinarea și să creștem numărul persoanelor vaccinate. Asta este ce văd acum. Dacă nu ajungem la un număr adecvat de persoane vaccinate, riscul, bineînțeles, cu creșterea infectării prin variantă Delta, și care astăzi a fost publicat chiar de Centrul de Control al Bolilor, un studiu care vorbește despre faptul că cei vaccinați transmit varianta Delta ușor, dar ei sunt afectați foarte puțin de ea în marea parte a lor. Deci dacă vedem acest lucru, asta este o îndemnare de fapt la vaccinare, dacă îl coroborăm și cu rezultatele care s-au publicat în Marea Britanie, comparativ mortalitatea între valul 2 care l-au avut și valul 3 care l-au avut, diferența fiind persoanele care a crescut, de fapt, diferența fiind creșterea numărului vaccinaților. În valul 2 n-au avut persoane vaccinate, în valul 3 au o mare parte din populație vaccinată. Vedem foarte interesant mortalitatea. Și cu cât numărul la 100.000 de locuitori a crescut, și aici vorbim de 33%, numărul deceselor înainte de vaccinare, dacă mă duc aminte bine de cifre, era peste 30 la 10 milioane de locuitori înaintea vaccinării și acum este la 2,1 la 10 milioane de locuitori după vaccinare. Astea sunt cifre care vorbesc de la sine, deci arată clar că este soluția care o avem la îndemână și arma care o avem, că să chiar, să spunem, să conviețuim cu virusul la acest moment și să putem să ne facem activitatea și viața cât mai aproape de normal, fără să aibă virusul un impact grav asupra sănătății noastre sau asupra sănătății celor dragi nouă, să spun așa. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit și despre numărul mic de persoane vaccinate în ultima perioadă. Suntem două țări care au procente mai mici, noi și Bulgaria. Acum sunt multe cauze, poate, pentru care populația nu a venit la vaccinare în numărul care era așteptat. Am avut o creștere foarte mare la început, după care am văzut că populația a început să fie mai reticentă de a merge la vaccinare. Poate pentru că unii au văzut că numărul a scăzut, acum o să vadă că numărul crește, din păcate, poate că o să-și schimbă părerea și o să vină la vaccinare. Deci aici sunt aspecte foarte, adică factorii care duc la asta sunt multipli, nu este un singur factor, nu este o singură chestie, nu pot să spun că a eșuat unul sau a eșuat altul. Aici sunt foarte mulți factori care duc la comportamentul populațional, inclusiv ce transmit unii, ce transmit alții, influencerii, persoanele care vorbesc toate ziua, seara și dimineață împotriva vaccinului, care vin cu fake news-uri și le răspândesc. Sunt oameni care sunt influențați de acest lucru. Rolul nostru este să încercăm cât mai mult să le explicăm care este beneficiul pentru ei și care este de fapt realitatea științifică și care este realitatea închipuită de către unii și alții și care e indusă prin anumite comentarii care nu sunt bazate pe știință. Dacă îmi permit. Explicațiile care s-au dat, din punctul meu de vedere, mă convingeau să mă vaccinez. Acum, depinde unde las urechea să ascult, pe cine, care sunt persoanele care vreau să le ascult și depinde după asta dacă, cum știu să mă informez. Eu știu să mă informez, știu să intru, să caut peste tot până găsesc informațiile din surse credibile. Asta este cel mai important, pentru că în final, domnul prim-ministru, miniștrii, noi, persoanele care sunt din comitetul de vaccinare, colegii noștri care lucrează acolo, toți care vorbim, venim cu anumite date. Omul de rând, dacă nu crede în ce spunem, poate să vadă în jurul lui ce se întâmplă, poate să vadă datele din anumite surse și să aibă grijă de unde ia aceste date, pentru că datele trebuie să fie din surse credibile. Ce înseamnă surse credibile? Surse verificate, surse care își asumă ce spun, surse care vin și cu cifre și cu tot ca să-ți demonstreze și fiind cu dovezi la ce spun.
Pentru că e foarte ușor să vii să spui, să pui o informație pe un site, fără dovezi, fără probe, fără nimic, și să arunci și am auzit că așa s-a întâmplat. Și cu asta, dacă așa ceva credem, înseamnă că nu mai credem nici ce spune primul ministru, nici nu ce spune nimeni. Adică o să credem cei care încearcă să ne deruteze și care vin cu păreri proprii, care n-au nicio bază științifică.